societatea modernă se consideră că să ajute o persoană în momentele grele poate doar cel care este asociat cu ea prin prietenie sau legături de rudenie. Dar uneori există momente când animalele sălbatice ajută oamenii, arătând devotament și loialitate. În istoria noastră, personajul principal a reușit singur să se convingă că atașamentul și prietenia nu sunt specifice doar oamenilor, ci și animalelor. Întâmplarea a avut loc pe insula Sumatra, care este situată în partea de vest al arhipelagului malaezian. Se știe că deseori insula devine epicentrul inundațiilor, cauzate de ploile abundente neîncetate. De asemenea, asta provoacă adesea alunecări de teren, care șterg totul în drumul său. Așa s-a întâmplat și de data asta, când noroiul a distrus mai multe clădiri administrative importante și au amestecat cu pământul locuințele pescarilor care stăteau în calea naturii. Pentru a ajuta victimile în epicentrul evenimentelor au fost trimise servicii de salvare din Europa și Asia. Căutând prin dărâmături, salvatorii încet, dar sigur, făceau drum până în adâncul insulei. La un moment dat, voluntarii uneia dintre organizațiile internaționale au dat de o casă acoperită pe jumătate cu noroi. Se pare că alunecarea de teren a ajuns prin acele locuri la sfârșitul drumului său mortal și nu a reușit să distrugă casa până la urmă. Dar salvatorii nu au fost mirați de asta. Treaba era în faptul că lângă acea casă erau aproximativ o duzină de orangutani, care țipau tare și își exprimau în mod clar nemulțumirea. Grupul era format nu doar din indivizi maturi, ci și din pui, care aveau abia câteva săptămâni. Salvatorii știau că orangutanii nu coboară din copaci la pământ cu mare entuziasm, doar în caz de nevoie. Apropiindu-se, voluntarii au văzut că unele dintre primatele adulte sapă pământul, încercând să ajungă la ceva ascuns sub gunoi și noroi. Salvatorilor li s-a părut straniu așa comportament al primatelor, care de obicei se ascund în desiși când întâlnesc oamenii și nu vor să contacteze cu ei. Apropiindu-se de locuința semidistrusă, voluntarii au început să dea la o parte dărâmăturile. Și, după câteva minute, au auzit un geamăt foarte slab. Asta însemna doar una. În acea locuință distrusă se afla un om. Salvatorii s-au apucat să sape cu dublă energie. Peste o oră a fost scos un bărbat în vârstă, care spre mirarea voluntarilor a început să le mulțumească nu lor, ci orangutanilor care s-au strâns în jurul locului în care se afla. Primatele roșcate, urlând de bucurie, au început literalmente să se învârtă în jurul bărbatului, care cu câteva minute în urmă deja și lui a rămas bun de la viață. Bătrânul salvat s-a dovedit a fi un pescar local. Liniștindu-se un pic, bărbatul le-a mulțumit salvatorilor și le-a povestit istoria lui. Cu câțiva ani în urmă a salvat o femelă orangutan care era însărcinată. A salvat-o din ghearele leopardului și a ținut animalul rănit în coliba sa până când a născut. Când pe lume a apărut puiul, bărbatul a decis că femela va pleca în junglă, însă ea, spre mirarea lui, a rămas. Cu timpul, roșcații s-au obișnuit cu locuința pescarului și au început să o consideră drept casă. Mai mult decât atât, bărbatul a observat că de casa lui se apropie și alți orangutani. Ei s-au comportat foarte prietenos cu pescarul, așa că atunci când el a nimerit în necaz, ei au decis să-l ajute. Istoria bărbatului le-a provocat salvatorilor lacrimi. Ei au luat și pe orangutanii devotați departe de locul necazului. Voluntarii se uitau și nu-și credeau ochilor. Și în lumea sălbatică se întâmplă minuni. Foarte puțin probabil că primatele inteligente aveau să facă ceva împotriva voinței lor. Asta înseamnă că și dorința de a ajuta pescarul bătrân a fost sinceră, ceea ce este caracteristic atât pentru oameni, cât și pentru animale. Prieteni, scrieți-ne în comentarii reacția voastră când ați auzit această istorie. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe butonul de subscribe pentru a nu rata noile episoade. Pe curând!